Și o să vă spun pentru început faptul că dacă acest profesor nu ar fi fost în Moinești, cu siguranță că monumentul Dada nu ar fi existat, așa cred. Și să știți că în multe cercuri din Statele Unite și din Japonia, dar și din Europa, în foarte multe cercuri avangardiste, ca să spun așa, Moineștiul este cunoscut ca Dada City România. Și Dada City ăsta vine exact de la monumentul Dada, nu din altă parte. Îmi spunea domnul Iulian Bucur puțin mai înainte că a întrebat o doamnă de unde, dacă știe de unde vine dadaismul. Și este de la monumentul nostru, Dada, din orașul Moinești. Adică era clar că de acolo vine. Am complotat un pic cu familia regretatului profesor și fiica sa, Crina Laura, mi-a trimis un material pe care eu o să vă rog să îi dați ascultare. Își cere foarte, chiar cu umilință, a zis, își cere iertare, pentru că trebuie să pregătească pomana de 40 de zile, da? Pomenirea de 40 de zile a profesorului Rociu și este cumva întreaga familie puțin dată peste cap, ba chiar Vali, Vasile Rociun Junior, îmi spunea că ei încă nu realizează ce s-a întâmplat și că două săptămâni înainte de a muri chiar era într-o verbă, într-o stare foarte bună așa. Și deja punea la punct al 8-lea volum a ceea ce vedeți aici. Sunt 7 volume făcute de acest neobosit profesor, care a avut o corespondență absolut uimitoare în toate colțurile lumii și a făcut posibilă această nouă ediție a Caietelor Tristan Țara, pentru că nu știți deja, așa cum a arătat domnul profesor Danilă ieri, există și o primă ediție a Caietelor Tristan Țara. O să dau citire cuvântului doamnei Crina Laura. În memoria profesor Vasile Rociu. Născut pe 7 august 1942 în Părhăuți, județul Suceava, fiul lui George Rociuc, administrator, și al Mariei, născută Hodoroabă, agricultoare. Căsătorit cu Maria Rociuc, născută Belgiu. Are 2 copii, filolog. A urmat cursurile primare și gimnaziale la Părhăuți și Costâna, până la clasa 5-a. Între 1956 și 1960 urmează cursurile liceului Ștefan cel Mare din Suceava. Din 1960 a devenit student al Facultății de Filologie din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializarea în limba și literatura franceză principal, limba și literatura română secundară. Pe durata celor 5 ani de studiu s-a implicat în activitatea cercurilor studențești și a cenacurilor literare din Centrul Universitar Ieșean. Aici a avut ca profesori pe Nei Popa, Rica Ionescu, Silvi Buțuneanu, Maria Carpov, George Baltoi, Alfred Jean Renaud, Ion Turcuș, Alexandru Dima, Ștefan Cuciureanu, Titus Raveica. După absolvirea facultății, în 1965, este numit profesor de limba franceză la Școala Normală din Bacău. S-a integrat rapid în colectiv, stimulând colegii de catedră și elevii să participe la competițiile școlare și să intre în legătură cu vorbitorii de limba franceză. Între 1966 și 1970 întreține o susținută corespondență școlară cu elevi și colegi francezi din alte localități din Franța, inclusiv Paris, organizând în 1969 la SES de Jeunes Filles din orașul Barnier de Bigorre și la Liceul Pedagogic din Bacău, expoziții consacrate relațiilor culturale în limba franceză. În 1970 se transferă la Liceul Teoretic din Moinești, unde, în urma susținerilor examenelor, obține cu succes gradele didactice din învățământ. În 1984 îi se acordă titlul de profesor evidențiat. A obținut mai multe premii și mențiuni cu elevii la faza națională a Olimpiadei pe limba franceză, cât și la sesiunile de comunicări județene și la cele naționale la Pitești și Iași. Un succes deosebit a obținut eleva domniei sale, Olga Preșco, care s-a întors cu medalia de argint de la Olimpiada Francofonie des Arts de la Culture, desfășurată la Quimper, în Franța, în iunie 2005. În 1998 realizează scenariul filmului documentar Pași spre viitor, consacrat elevilor și profesorilor moineșteni. A avut calitatea de profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, precum și cea de șef al Cerului Zonal al profesorilor de limba franceză. A inițiat și coordonat principalele activități didactice aferente acestuia, evidențiate și menționate în paginile buletinului Societății de Științe Filologice din România, 1990,
Revistei de Pedagogie, 1992, și în documentele științifice ale Facultății de Litere din cadrul Universității Ariel Cuza din Iași, 1994. Deși încă din studenția acoperată publicistica, debutul în presa profesionistă s-a produs pe 5 august 1989, când săptămâna cu Steagul Roșu i-a înserat articolul Excursie documentară. Un an mai târziu, avea să debuteze și în presa literară, prestigioasa revista națională Manuscrisul. Cele două contribuții, Tristan Țara, arestat de poliția din Zurich, și Tristan Țara, în corespondență cu Jacques Rousset, numele 34/1990, marcând începutul activității sale pentru valorificarea operei Bărneșteanului Universal, impus în literatura lumii ca unul dintre fondatorii dadaismului, cunoscută mișcare literară avantgardistă de la începutul secolului trecut. Acestea au fost urmate rând pe rând de nenumărate texte găzduite de publicații de toate nuanțele, în funcție de tematică și de evenimentele consemnate, între care se numără actualitatea muzicală, art evoezii, ateneu, convorbiri literare, credință ortodoxă, echivalențe, euresis, letre internaționale, manuscriptul, orient latin, orizonturi școlare, realitatea evreiască și așa mai departe. La 16 noiembrie 1991, organizează Colegiul Național Dimensiunea Tristan Țara, când se înființează și Societatea Culturală Literară Tristan Țara, al cărui fondator și președinte a fost începând cu data amintită. Printre membrii de urmare se numără printre alții Henri Béard, Michel Sanuyé, Alain Bosquet, Edi Breuil, Marc Dachy, Serge Fauchereau, Jean-Claude Georges, Claudine Hell, Christophe Țara, fiul scriitor din Franța, Claudine Bertrand, Artrand Jeltré din Canada, Stephen C. Foster din Statele Unite, Ingo Glass din Germania, Fumi Tsukahara, Japonia, Yehudi Menuhin din Anglia, Peter Berli din Elveția, Geronimo Moscardo din Brazilia, Adrian Pic și el Moineștean, dacă știți, din Spania, Arturo Schwarz, Roman Vlad, Italia, Heinrich Stifler din Austria, Radu Bogdan, Constantin Ciopraga, Alexandru Cusar, David Ohanesian, Sabin Touza, Alexandru Piru, Ion Pop, Vasile Spătărelu, Cornel Țăranu, iar în jiruirea putea continua. Grație implicării sale, Moineștea a devenit nouă dată Centru Iradian de Cultură, fiind readus în atenția publicului personalități importante elogiate în cadrul colegiilor și simpozioarelor naționale Dimensiunea Tristan Țara, 1991, Ștefan Lucian, 1992, George Enescu, 1993, Pic Adrian, 2003, Alexandru Sever, 2004. Aproape de fiecare dată, acestea au fost însoțite de spectacole muzicale și tratare, de expoziții și de zvelirea unor monumente și plăci comemorative, așa încât Moineștiul deține o edificie a proiectului Tristan Țara din 1990, instalată pe loc unde a fost casa natală a acestuia, bustul pictorului Ștefan Lucian, în 1992, a muzicianului George Enescu, al poetului Mihai Eminescu și al scriitorului Gala Galaction, cât și impresionantul monument Dada, 1996, proiectat și realizat de Ingo Glass și realizat de Vasile Lopciuc, Societatea Culturală Literară Tristan Țara. Domnia s-a organizat activități pe plan național, în colaborare cu Ambasada Franței, la Mausoleul de la Mărășești. A coordonat întreaga corespondență școlară internațională liceilor moineșteni cu parteneri din Franța și Elveția. A organizat numeroase excursii cu caracter patriotic. Ca profesor, a susținut numeroase comunicări, a realizat nemijlocit multă corespondență cu prestigioși universitari, cercetători și istorici literari, critici, muzicieni, plasticieni, români și străini, în vederea omagierii scriitorului Tristan Țara, prin realizarea unor lucrări literare și muzicale de rezonanță internațională. Pentru meritele sale excepționale, a fost distins cu medalia Școala Mihai Eminescu Lipo, 1996, una dintre doar cele 100 de exemplare atribuite, placată cu aur de 24 de carat. Diploma și premiul special al Juriului Uniunii Scriitorilor din România, 1996, diploma și medalia UNESCO, 1996, diploma de excepție a Centrului Național de Acțiune Francofonă, 1996, diploma și medalia Spinoza pentru pace, Kassel, Germania, 1998, diploma și premiul revistei și al Asociației Culturale Feedback pentru ediția fundamentală Tristan Țara, operele dramatice, 2008, diploma de onoare Liceului Teoretic Spiru Haret, Moinești, în semn de aleasă prețuire pentru excepțională contribuție la promovarea valorilor învățământului românesc. Cele 10 volume apărute între anii 1998 și 2015, 9 ale periodicului Caietele Tristan Țara și un volum invit în complementaritatea Dada în anul 2006, Le Clé de l'Horizon, New
zic, Pârtistan Țara, însumând peste 5362 de pagini în format A4, au solicitat lui Vasile Rociu o muncă titanică. Posesor al unei corespondențe internaționale dezvăluite doar în parte, acest luptător angajat în favoarea binelui public, așa cum l-a numit scriitorul Ioan Vol, ar trebui apreciat nu doar de oficialitățile locale care i-au acordat titlul și diploma de cetățean de onoare al municipiului Măinești, ci, probabil, de întreaga țară, pentru că el ilustrează ipostaza umană a pasiunii pentru cultură, după cum l-a catalogat un animator de aceeași talie, conferențiarul universitar Ioan Denilă, cel care a fost prezent ieri. Unul dintre primii pași în această direcție l-a făcut însuși regele Mihai, care i-a mulțumit pentru gestul generos de a uni, măcar și pentru o clipă, pe toți cei aflați la Mărășești în muzica limbii noastre românești, 2004. Vasile Rociu este ultima busolă de aur a dadaismului ce se topi în 20 martie 2018 și se scurse în pământ ca argintul viu. Aceste ultime cuvinte aparțin lui Ion Pachea Tatomirescu, un poet, prieten apropiat al domnului Vasile Rociu. Dumnezeu să vă odihnească în pace. Vă rog, domnul profesor. Numai să adaug două vorbe ce am făcut aici, domnul Costea. Vreau să vă spun că ce a făcut profesorul Rociu în 26 de ani o să fie perceput și valorizat, cred, de cei care vor veni, nu de noi. Noi am fost contemporanii lui și poate nici n-am putut să apreciem ceea ce a făcut el în 26 de ani. Dar vreau să vă fac un mic istoric. În 1991, când a luat ființă Societatea Cultural Literară Tristan Țara și colegul meu m-a cooptat și pe mine, m-a făcut secretar, eu nu știam că sunt secretar, venea la mine și mă punea să semnez hârtii. Eu nu știam ce semna. El făcea rost de bani ca să facă ce? Fiți atenți ce a făcut Vasile Rociu. Știți cui datorăm cele două statui, George Enescu și Lucian? Lui Tristan Țara. O să ziceți cum? Păi în 1991, când s-a pornit treaba pe Tristan Țara, am întâmpinat o ostilitate din partea, nu căruțașilor, nu, intelectualilor, colegii noștri, care țipau în gura mare că cine e ăsta? Ăsta. Cine e ăsta? Ăsta ne reprezintă pe noi? Noi la fel Băionescu, Bănuchia și așa mai departe. Păi Băionescu, bineînțeles. Și atunci Vasile Rociu a fost suficient de inteligent să găsească și banii ca să facă cele două stători. Așa am închis gura oarecum, nu în totalitate, protestatare. Dar mai făcut și pe gala caracterului pe care s-a pomenit aici. Și așa am reușit nu să îi facem simpatizanți, nu, măcar să-i facem să tacă. Dovada cea mai clară, uitați-vă aici, câți intelectuali are Măinești? Vreo 150 de pensionari, știu eu. E pe unul aici, pe alții și mai mulți. Avem profesori, avem doctori, avem juriști, avem de toate. Preoții mă intră în discuții, că n-au treabă cu ăsta preoții. Nu-i bani, nu mă rog. Ca să vedeți că ostilitatea de atunci, cu ce, nu, ce am vrut să spun, cu ce s-a luptat profesorul Vasile Rociu. S-a luptat enorm de mult ca să scoată aceste volume și ca să facă Moineștiu pomenit unde? În Japonia, în Statele Unite, Germania, Elveția. Cum? Vu que je dis quelque chose en français. Bon. Parlez, dites ce que vous voulez en quelle langue, comme vous voulez. Pour que vous puissiez comprendre, non? Je comprends un peu le français. Je veux répéter en français. Si vous voulez, un peu. C'est pas nécessaire. Si vous voulez. Ah oui. Ah bon. Donc le professeur Vasile Rociu. Ouais. Celui qui a lutté, qui a fait des efforts oui. extraordinaires pour faire ces volumes, ces cahiers, les cahiers de Tristan Țara, il a dû faire des efforts insurmontables, y compris des efforts financiers. Il a dépensé son dernier sou pour faire cette œuvre. Vous comprenez maintenant, oui, je comprends bien. C'est ça ce que je voulais dire.
sunt eforturi extraordinare. E probabil că ce e bine, nu le futur, le altri, probabil că e Dieu droit, nu știu, probabil că puisse comprendre mieux ce qu'il a fait, son œuvre, qui restera pour l'avenir. C'est ça, non? C'est compris? Bon. Ca să închei, final, ideea este că nu am reușit noi, cei de lângă el, n-am reușit încă să avem percepția globală a efortului său extraordinar. Fără acest efort, el cred că trăia așa. Sunt convins. Sunt convins. Deci a dat, a mers până acolo încât a dat ceva chiar din viața lui. Numai să vadă un lucru făcut. Și l-a făcut. Repet, nu știu câte pentru noi, dar pentru cei care vor veni, vor la veni, cel de la veni, s-a contrat enorm, enorm, enorm. Nu? Mulțumesc!